Salutare Maripo și bine v-am găsit nou pe canalul meu. În acest video o să facem rezumatul lui 2014. Primul video din acest an a fost cum să-ți faci o geantă de hârtie. A fost și primul video de succes de pe acest canal care a depășit 160.000 de vizualizări. În cauza succesului acestui video am apărut la emisiunea Draga mea prietenă de pe canal de material dat de 2 ori pe TV, ceea ce a fost wow, deci nu mă așteptam, sincer. A urmat apoi o perioadă în care am postat toată la o lună pentru că abia îmi găseam timp să filmez în timpul zilei. Nici acum nu mi-e ușor, de multe ori filmez noaptea după ce adorm copiii, ceea ce toată devine obositor, pentru că mie mi-a cel puțin 2 ore să mă pregătesc. Așa că nu zic chestia asta ca să mă plâng, doar ca să știți exact cum stă situația. De multe ori sunt foarte obosită, par dezacorduri, mă bâlbâi, dar până la urmă asta sunt eu, acum am momentul de față, obosită mamă cu 2 copii care are grijă de toată ziua, mă rog, și de casă și de toate, așa că prefer sincer să las așa videourile, mai ales că asta e cine mai face cât un dezacord, două. Vara asta am mai fost la Sighișoara, exact în timpul festivalului, la Alba Iulia, la Cetate, a doua oară de când mergem acolo. Apoi am văzut Transfăgărășanu și toate astea am adunat în 2 vloguri care se găsesc pe canal, unde aberez foarte mult, dar, mă rog, așa e când faci vlogul la început, vorbești și aberez foarte mult, nu că acum n-aș face-o. Majoritatea videourilor pe care le-am postat pe timpul verii au fost filmate la Brașov, un oraș pe care îl iubesc și îl urăsc în același timp. Mie și nu mie, indiferent, long story. Odată ce a venit toamna, am început să filmez în casă, din nou. Mi-am cumpărat niște material verde, pe care îl vedeți aici în spate, reflectoare și am început să mă joc cu cromul prin programele de editare. În octombrie primesc un e-mail de la YouTube, pe care sincer nu l-am văzut. Apoi m-a căutat Laura Mușroaia să-mi zică, băi, vezi că ai primit o invitație la YouTube, nu vii? Bine, n-a fost chiar așa textul, dar cam așa mi s-a părut mie. Ceea ce m-a surprins, sincer, pentru că anul trecut sau chiar la începutul anului am mai fost meeting-ul astea cu YouTube și mă uitam și stagnam, zic, oare că n-ajung și eu acolo? Și uite că am ajuns. Ceea ce a fost o experiență foarte tare, pentru că sincer, mi-a plăcut la nebunie. Apoi ne-am întâlnit în noiembrie, acolo am revăzut-o pe Laura, nu ne-am mai întâlnit odată în trecut. Apoi am cunoscut pe băieții de la 10 lucruri, Vali, Mikey Hash, Tequila, Shelly, Anne-Marie, Mihai Smenta, Cosmin de la Romercial, pe Jamila și mulți, mulți alții pe care sincer le urmăresc activitatea și chiar mi-a făcut mare plăcere să ajung acolo, să îi întâlnesc. Ne-am hotărât să facem mai multe colaborări, dar să vedem sincer cum se concretizează anul care vine. Și tot prin noiembrie m-a prins o internare, să zic așa, cu Amiza în spital, sărbuțul făcuse pneumonie. De-aia am revenit și m-am hotărât să fac o serie de tutoriale despre croșetat și tricotat, asta o să urmeze în viitor. Încă nu le-am filmat, dar o să le filmez. O să vedeți că o să încerc să adun pe canalul ăsta cât mai multe chestii care o să vă inspire și pe voi să lucrați. Apoi în decembrie a urmat seria de decorațiuni de Crăciun. Sincer, aș fi vrut să fie un pic mai mare. Am avut multe idei și multe proiecte pe care le-am început, dar nu am apucat să le filmez până la capăt. Dar sper să pot anul viitor să fac o serie mult mai mare. Și pentru că vorbeam de background-ul ăsta verde din spate, aș vrea sincer să renunț la el pentru că îmi face figuri când editez și aș avea un pic nevoie de ajutor vostru dacă vreți. Dacă sunteți de acord să desenați un fluture 2-3 câți vreți pe o foaie normală A4 și să mi-o trimiteți și o să facem aici un background așa cu lucrările voastre, inclusiv ale mele, ca să am propriul meu colțișor frumos unde o să filmez fiecare video. Cine evident de acord cu treaba asta să-mi scrie pe pagina de Facebook, pe facebook.com/mariposa.romania, am să vă dau adresa unde puteți să trimiteți plicurile cu desene sau, nu știu, o să închiriez o cutie poștală, o să văd asta în ianuarie când o să mă duc la poștă. Mi se pare destul de genială ideea să primez de la voi desene cu fluturi. Linkul către pagina de Facebook, dacă nu ați venit, ce am zis-o mai devreme, se află evident în bara de descriere, la fel ca toate celelalte rețele de socializare în care am cont și unde mă puteți urmări, unde puteți comenta și unde puteți, evident, să-mi scrieți.
Tot în acest an am atins pragul de 6.000 de abonați, ceea ce mă bucură, pentru că nu mai știu cu câți am pornit, dar sigur, cred că era un jur de vreo 1.000 sau chiar mai puțin. Suntem o comunitate mică încă, dar creștem și ne facem mai mari. Însă, mă bucur că ați apăsat butonul ăla de subscribe, abonați-vă sau, mă rog, știți voi. Asta mă ambiționat să fac mult mai multe videouri și să mă implic mult mai mult pentru acest canal. Asta înseamnă că mă mai vreți pe aici. Următorul meu plan pentru 2015 este să-mi cumpăr o cameră de SLR pe care sper să o fac cât de curând. Îmi strâng bani. Asta înseamnă că o să încetez să mai filmez cu telefonul, deși nu filmează rău nici ăsta, dar am eu ambiția să îmi cumpăr cameră. Și o să-mi cumpăr. Vă mulțumesc că ați fost în acest an 2014 și sper să fiți și de acum încolo în 2015. Vă doresc sărbători fericite în continuare și un nou an plin de bucurii, realizări și tot ce vreți voi să se împlinească. Ca de obicei vă pup și vă îmbrățișez pe toți. Cu respect, Maricosa, pa! O să ați observat că am logo. Ei bine, l-am făcut împreună cu Dani, care are un canal de YouTube, e încă la început, are 2 videouri, dar sincer, cât am observat, eu promite mult și ar fi fain să puteți și pe la el pe canal, ar fi tare să-l susținem, nu? Vă las link-ul către canalul lui aici, clic aici dacă sunteți pe PC sau în descriere. PS2, nu uitați de fluturaș, îi aștept să fie colorați, multe, multe, multe culori, nu contează, dar să fie, da? Pa!